Am luat produse în valoare de 1000 de lei pe Temu și haideți să vedem cum sunt. Începem cu primul produs care ar trebui să fie o pătură sau un costum de rechin. Haideți să vedem cum e, pentru că sunt foarte curioasă, dar abia așteptam să vină comanda asta. De produsul ăsta eram cea mai entuziasmată, sinceră să fiu. Haideți să vedem cum e. Ok. Mamă, ce fluffy e! What the fuck, cât de tare e! Mamă, ce forță e! M-aș dormi cu el, mă jur. Pă pune! Nu prea poți să mergi, zici că sunt pinguin. Bă, cum vine ăsta? Trage-mi gluga. Hai să-ți trag eu gluga. Ia uitați-o! Cum e? Dar știi că se leagă și ăsta aici? Da? Nu știu, are o capsă. Ah, gata, am văzut. E super tare, nu vă imaginați cât de confortabil e. Chiar e mișto produsul. Eu îi dau o notă azi la produsul ăsta, dar abia ce să dorm în el. Hai să mergem la următorul tot. Știi ce e asta, da? Caschetă din aia de o pui așa pe cap și după bei suc de aici direct din dozele care sunt în stânga și dreapta. Hai să o punem așa să vedem cum se treaba. Am pus primul suport aici, îl băgăm și pe al doilea. Cât? A costat în jur de 50 de lei chestiuța asta și sincer, dacă face ceea ce promite, chiar merită. Am pus chestiile astea. Am fost în America și chestiuța asta chiar era foarte des întâlnită la meciurile de baseball. Punem una aici, una aici. Băgăm paiul, unul băgăm aici adânc. Ia uitați-vă cum deja urcă Pepsiu. Nu știu dacă îl vedeți aici, uitați-vă. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Am pus pe cap toată treaba. Ce să eu am emoții așa aici, că parcă simt că trebuie să mă balansez bine, dar hai să vedem. 3, 2, 1 și... Nu! Băi, e prea tare! Merge? Aoleu, mamă, nu s-a spălat ăsta înainte și am simțit un gust de la așa de plastic, de știi ce zic? Avem nevoie de un șervețel urgent. Produsul, sincer, e foarte tare, dar trebuie să aibă un mecanism de la să blochezi cumva sau... Are mop aici? Un de la să blochezi toată treaba? Gata, stop! Următorul produs, acești papuci super tari sunt Jordan oarecum. Uitați-vă ce Jordan ăia mi-am luat, super mari. Nu știu ce mărime sunt ăștia, dar... Hai 50! Să... Hai să vedem dacă ne intră. Au intrat! Nu știu dacă e stângul sau dreptul. Ok, după aia ăsta. Sunt super mega confortabil, îmi plac. Și cam așa îmi stau. Ce părere aveți? Dau nota 10. Sincer, pe bune 10. Chiar sunt super mega confortabil. Uitați-vă cât de bine vine în picior. Eu aș avea tot să merg pe stradă așa, tu? Nu, te las pe tine. Mă lași pe mine? Da. Da, hai să trecem la următorul produs. Cred că ați mai văzut șosetele astea pe TikTok. Sunt cele care se unesc. Ia uitați-vă. Bam, se țin de mână. Bă, de ce nu se țin? Se țin de mână și ea nu aș numiți o pereche. Așa că hai să ne le punem în picioare. Ne-am pus șosetele în picioare și haideți să vedem dacă se unesc. Ia, hai, ne luăm de mână se sau? Se țin de mână? Ia uite, bă. Da, se țin de mână. Ce tare. E tare, mă, frate, e tare. Invenția așa de un TikTok. Dar asta, pe gata, cât mai vrei să stăm cu mâinile? Păi să mergem împreună acum la magazin. Hai că mergem după, hai la produsul următorul. Chiar e tare, nota 10. 11, 12. Hai la următorul. Următorul produs este acest pinguin care stă pe gheață. Iar noi trebuie să facem gheața fără ca pinguinul să cadă. Dacă va cădea, va trebui să faci o provocare. Adică să te duci să mai dai el încă 100 de lei la un cursant într-un challenge. Dar trai academy. Ok, și tu la fel dacă pierzi. Hai. Piatra, fabrică, hârtie și mergi pe primul. 3, 2, 1 și... Hai, eu încep prima. Nu, tu începi primul, nu? Da. Ok. A căzut. Opa, hai că e bine. Am scăpat. Rândul Lumițu. S-a primit mai acolo, lângă el. Normal, normal. Dai, mai acolo, mai în față. Bă, trăiește periculos, uitați-vă ce face. Oh, rândul tău, Parfiliano. Hai să vedem. Easy move. Mam. Două dintr-una. Am continuat să ne jucăm acest minigame drăguț până când... Nu cred, uitați-vă ce mai stă pinguinul. Pinguinul, ce stă pinguinul acolo. Ok, a căzut. Păi nu se pune, mă, că acum nu mai are cum să stea, nu? Hai. Păi nu mai e ce să mai faci. Ai pierdut. Bă. Haide să mergem la 3 Academy să dai 100 de lei la abonat. E și abonat, e și cursant. Ia banii, hai la 3 Academy. Hai. Apoi la 3 Academy și Mițu trebuie să dea 100 de lei cursanților. Avem bănuții aici, o să și... facem un challenge cu ei, da, așa? Exact, asta vreau să spun, că facem un challenge. Ultimul care respiră ia banii, ca să nu se supere nimeni, să nu favorizăm pe nimeni. Este fair. Așa e, hai să prindem aici la pauză și facem un challenge nebun. Hai să vedem ultimul care respiră câștigă 100 de lei. Sunteți gata? Da! Bravo, bun. Hai, 3, 2, 1 și toată lumea la fund. Hai să vedem. Ia să vedem, mă, tată, ce-mi place să fac concursul ăsta cu cursanții. A ieșit acolo Eric primul. A ieșit și celălalt Eric Bucan de aici. Au ieșit și brotherii. Avem aici competiția mare rău de tot. Antonio a ieșit și el, a ieșit și el. Ce să ieși ultimul? Rebecca, cred. Rebecca? Ne uităm pe filmare. Antonio a ieșit ultimul. Ne uităm pe filmare și vedem acum, ia. Ne-am uitat pe filmare și într-adevăr Rebecca a ieșit ultima de sub apă. Bate palma Rebecca încă o dată pe cameră să fie treaba. Treaba, uite 100 de lei. O să ți las eu acolo la prosopel dacă e, da? Să dați like și subscribe la Mițu. Așa. Și la mine. Și
și la party. Lasă un comentariu dacă știi ce sunt astea. Nu știu. Nu știu, Mițu, așa că vă spun eu, sunt niște șosete. Dacă vă dați seama sau nu, Mițu chiar nu știa. Aaa, și ți se vede fiecare dejit, da, individual. E prima oară când vezi așa ceva, nu? Da. Hai să le punem în picioare să vedem cum stă. Uitați-vă puțin cum stau, nu știu, mă simt și foarte ciudat în ele, sunt foarte micuțe așa și nu mă cam strâng, sincer să fiu, bine, am și degetele la picioare super mari. Da, aia e, oricum sunt super interesante, dar mă cam strâng, nu știu ce se întâmplă. Le dau nota 7. Următorul produs este această drăguță geantă micuță în formă de minge de basket. Îmi place foarte mult, dar am crezut că e mult mai mare. Este cam mică și a costat destul de mult. Adică, cred că a costat 1,5 milioane sau 150 de lei sau ceva de genul. Wow, are și de asta. Mamă, cum miroase în interior, oh my god. Miroase super nașpa în interior, așa, plastic. Dar designul la această geantă chiar e super cute, îmi place foarte mult. Și uitați-vă ce am găsit și în geantă. Următoarele produse, să zic așa, pentru că sunt mult mai multe, sunt aceste charms pentru croc. Uitați-vă puțin, 50 de bucăți în astea, 20 de lei, efectiv, afacere. Și uitați-vă cât de tari sunt, adică chiar mi se par că sunt ale originale, frate, uitați-vă. Avem aici o văcuță, niște struguri, așa că haideți să mi le pun pe croc și să vedem cum arată. Ăștia sunt crocs și pe care i-am primit de la tata și mama Mițanu de Crăciun. Uitați-vă cât de fine sunt. Am și câteva din astea originale pe ele. Acum vă compara cele fake de pe Temu cu cele originale. Hai să vedem. Pe spate cel fake de pe Temu nu are nimic scris, iar cel original are scris așa, nu știu ce scrie aici, Disney, ce scrie. Ăsta se și aprinde, are blitz așa în el. Cel original se pune destul de repede, adică a durat foarte puțin. Hai să vedem și cel fake de pe Temu. Oh, s-a pus și asta destul de repede, bă. Eu chiar nu cred că își dă lumea seama dacă este fake sau nu. Mie chiar îmi plac asta, nota 10. Hai la următorul produs. Următorul produs este această cursă de volan roz, care mie îmi place super mult. Lumițu nu prea, dar asta este. Punem aici pe docker. Am încercat să pun la Audi și nu a mers, este volanul prea mare. Hai să vedem dacă la docker merge. Nu să am nevoie de ajutor, dar până una alta, hai să punem de schimbător. Bam! Ia vedeți. Ce fluffy se simte, n-aveți, deci n-aveți idee cât de pufos e. Dar hai să punem și pe volan, ajută-mă. Lăsăm un pic camera acolo. Hai că eu am pus, stai, ține acolo, ține, nu, nu renunța. Bravo! A transpirat săracul. Fraților, husa asta e făcută pentru Matiz, pentru volanul de la Matiz. N-are cum să se pună așa de greu. Oricum nu stă bine nici acum, dar hai să vedem cum merge de fapt, dacă se simte bine sau nu. Băi, e tare rău de tot. Bă, mie îmi place cum se vede, dar așa parcă e prea ciudat, deci că nici nu conduci, nici nu simți volan, nu știu cum să zic. Produsul ăsta nu știu să zic, e așa de amuzament, dar în rest, îi dau nota 5 pentru că nici măcar nu se pune bine pe volan. Eu am luat Lumițu niște cătușe ca atunci când mă duc în mult să nu mă mai pierd, așa că haide. Eu uite. Hai, eu dau direcția, în partea asta se merge. Ei, nașule. Aceste cătușe sunt foarte bune în mall sau undeva, da, ca să da. Nu ne mai pierdem. Sigur că sau da. Sau să nu mai fugă prin alte direcții față de mine. Fug eu, cum evadez? Nu să mai evadez de aici niciodată că suntem legați. Mie, haide. Nu știu ce să zic. Hai să mergem la următorul produs, de poate se rupă asta acum aici. Ăsta este un detector de minciuni, iar tu dacă minți și-ți bagi degetul într-o chestie de genul, iar după apeși butonul ar trebui să te curenteze. Hai să vedem cum se treaba. Îți iubești copiii de la 3 Academy? Da. Deci nu minte, bă, chiar vă iubește. Păi da. Și eu. Te-ai supărat vreodată din nimic pe mine și ai realizat și tu că era din nimic? Nu. Bă! Chiar nu. Dacă mă sur pe tine, spune că ai face ceva, nu? Nu există. Ba da. Deci acum e rândul tău, da? Da. Este adevărat că mănânci dulcele pe care eu mi-l cumpăr pentru mine de fiecare dată fără ca eu să știu? Nu. Bă! Chiar e adevărat. Nu e adevărat că nu e bună. Ba da. Nu e, mă. Mănâncă mereu dulcele, promit. Ai mă, tu ai încredere în ăsta de 20 de lei? Da, chiar a zis adevărul. Chiar mănânci dulcerile. Produsul ăsta chiar e tare. Asta 10 pentru el. Chiar este un light detector foarte bun. Nu e. Ba da. Asta trebuiau să fie niște tatuaje super mari și super mega frumoase așa, dar au venit din alea pe care le câștigi la pufuleți. Haideți să vedem dacă se fac măcar. Am desfăcut ăla. Mi-l fac direct aici pe mână. Punem șervețelul cu apă rece. Hai să vedem dacă se fac sau dacă rămân. Ia, hai să vrem. Bă, chiar au rămas bine rău de tot. Uitați-vă. Am tatuaj. Părere tatuaj. Bombă. Bă, mă, că s-a rămas bine. Aș da un 8. Da, mă, dar pe imagine arătau super mari. Da, mă, dar hai să facem un tatuaj. Aici nu, pe frunte. Lasă, lasă. Pe frunte. Hai să continuăm. Nota 6.54. Următorul produs este acest suport de telefon pe care îl lipești mai întâi de telefon, așa. Iar apoi îl lipești de orice obiect vrei tu. Nu se lipește de ușă. De geam s-a lipit. Uitați-vă cât de tare este suportul și putem face tot felul de TikTok-uri. Și chiar stă acolo
cunosc super, super mult. Adică nu cred că se dispește niciodată. Suportul ăsta chiar e tare, îi dau nota 10, ne ajută foarte mult la TikTok-ul când vrem să filmăm. Următorul produs este acest LED care transformă camera în diferite culori. E super tare, ci că haideți să-l băgăm la încărcat, că nu cred că are baterie. Oh! Mamă, uitați-vă sus pe tavan că se vede! Oh, credeam că e destul de puternic, dar... Hai că e! Arăta altfel în imaginea pe care eu am văzut-o atunci când l-am cumpărat. Nu știu să zic de produsul ăsta, nu știu dacă îmi place sau nu, dar e destul de fan. Atunci, dacă vrei să faci o petrecere, ceva acasă, chiar cred că e ok. Îl bagi în priză și bumți, bumți. Următorul produs este un minigame, se spune așa, este o cutie în care se află acest balon, iar noi trebuie să batem cuie fără să spargem balonul. Ha, eu primul și o să dau aici, așa? Stai că n-am spus, cine pierde trebuie să facă o provocare. Ce provocare? Cine pierde va trebui să spele mașina. Mamă. Audiu. Hai, 3, 2, 1. Hai să vedem, în rândul meu, cred că bat aici. Bam, 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 bam. Nu s-a spart. Bine, bă. Am continuat să batem cuie, să zic așa, până când... L-ai spart, Parfilianu! L-a spart! Yeah! Era fix aici, în colț! Uitați-vă, s-a spart balonul, am pierdut! Hai să speli mașina! Hai să speli mașina! Bă! Am ajuns la spălătorie, mă duc să iau fițe, dar spune că nu stai în mașină și eu spăl și tu stai în mașină, gen. Eu stau pe spate, uite așa stau pe spate. Îmi bag masaj de aici așa și stau numai pe spate. Mă duc să iau fițe. Ia uitați-o pe parpi, ce bine dă, ești bun? A nimerit fiecare centimetru pătrat, ești bun de pe parbrizul ăla. Ce dă numai aici, în geamul meu, să mă deranjeze de la somn? Dă bine, parpi! Așa! Cred că împinge jetul pe spate, pe bune, dar nu. E frig afară, e nasol. Îmi pare rău de parpi, dar asta e dacă ai pierdut. Ia uitați-o, mă, ce bine spală. Uite, ia uite, a lăsat aici pe oglinda asta, e toată, nu mai săpun de asta. Deci mi-am distrus Jordan, e bine și spală mașina, că uite puțin, aveam spumă. Deci ai că e Moș Crăciun. Aoleo. Hai să mergem la următorul produs noi și ia aici să... Ultimul produs de pe lista mea este acest joc Guess Who I Am, dar este cam fake și miroase groaznic, miroase super mult a plastic. Am stat, cred că 20 de minute să asamblez astea ca să-mi dau seama că aceste cărți nu se pot pune pe ele, uitați-vă și voi. Se pun foarte, foarte greu și nici nu stau. Produsul ăsta e fake, am luat țeapă cu ești, cred că am dat vreo 100 de lei pe el și este ultimul fake de joc. Uitați-vă câte personaje din astea au, adică nu prea se cupă deloc cu realul ăsta. Jocul ăsta chiar e fake, nu să cred că am luat țeapă. Da, nu cred că o să mai jucăm jocul ăsta, dacă vrea cineva, lasă un comentariu că chiar vi-l dau vouă, că n-am ce face cu el. Cam atât și cu acest vlog, sper că v-a plăcut, dați un like, neapărat să facem 20.000 de like-uri, ar fi tare rău de tot. Și noi ne vedem la viitoare. Pa!